corul care ne-a colindat în această seară de la Biserica Olari. Cei care doriți să reauziți colindele, autorul avea chiar și un CD, vă invităm să-l găsiți afară. Aș vrea să mulțumesc pentru această seară minunată, în primul rând, părintele Nicolae Bordașiu, membru de onoare al Fundației Creștine Părintele la Sârmă Deca. Aș vrea să mulțumesc invitațiilor noștri, părintele Mihai Dragomir, doamnei doctor Ioana Ramaschin și doamnei doctor Pavel Ghirilă, pentru bunăvoința pe care o au arătat-o de a fi alături de noi în această seară deosebită. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că ați făcut această mică jertfă de a veni aici și de a petrece împreună cu noi o seară deosebită. Vă urez tuturor să aveți un post binecuvântat în continuare, ca și celelalte care vor domni mai departe. Și să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie, împlinirea celor bune gândurilor dumneavoastră și vreau pe părintele să vă schimbă rugăciunea de încheiere. Sfântul Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Cuvinte este cu adevărat să ne fericim pe Dumnezeu de Dumnezeu, cea plumea fericită și prea nevinovată și mai de Dumnezeu din ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu lumea și în vecii veșilor. Amin. Doamne iubiește, Doamne iubiește, Doamne iubiește. Părinte, binecuvinte azi. Noi este Dumnezeu cu al Său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.